Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip, un nou episod de The Forest. Hai să-i dau ăsta să mănânce, că văd că este cam foame. Data trecută am făcut raftul ăla și casa în copac, mi-am mai găsit niște sticle de alea de alcool, tot am găsit semințe de astea, ok, hai să-i dau ăsta să mănânce. Hai, mănâncă, chit că e cam arsă carnea, stai, mai ai și pretenții acum. Bine că am apă destul acolo. Da, cred că o să mă apuc să-mi fac așa un gard defensiv și să-mi pun niște capcane. Aia, că o pun pe toată la prăjit. Dă-o acolo. Ok. Da, ăsta o fi plin. Ăsta, bidonașul. Cu entry clean water 100%. Equip. Da, cred că e plin asta, adică cât apă îi putea băga în el? E, bagă atunci în el până nu mai poate. Nu? Nu zice când se umple, ok. Dăm cu acest sulița. Hai mă, nu aterizezi undeva? E, du-te dracu. Nimă un curcubeu, ce mare e. Ok, hai atunci să-mi fac un gard micuț. Nu stau să-l fac foarte mare, doar cât să-mi acopăr. Deci am stag, am de la asta, ok. Să știu unde am lăsat-o. Hai să fac așa un gard, cât să țin chestia asta așa. Din să încep să povestesc ce am făcut eu alea 6 ore în care am stat în continuu, fără oprire. Deci m-am jucat de forest. Nici să mă piș, nu m-am dus. De asta, hai că pun gard din asta. Nu-l fac foarte mare, cât să pot să pun câteva căcaturi. Așa. Nu, hai să încep mai bine cu poarta. Dar ce porți aș mai putea pune? Deci doar cu ușa de aia pot. Mie că o deschid canibal, dar cine știe, poate sunt proști, nu știu să deschidă. Ok, hai să pun și așa niște ziduri. Ferestre, nu pun asta e gen să-mi fac eu casa așa. Las că-mi pun doar așa de protecție. Nu așa, nu așa, nu așa. Așa. Dar nu pot să lunge zidul, să-l fac cât de lung vreau eu. Stați mă că... Nu-mi place. Stați mă că-l fac eu lung cum vreau eu. Bă, nu pii. Eu tot am tendința lor să apăs pe inventar. Așa. Dacă vine... Nu așa. Hai să-l mai învârt un pic. Atât. Bun. E. Dar nu pot să-l lungesc eu așa, știam că pot să-l lunge zidul. Deci care era zidul ce-l puteam lungi? Era un zid, știam că puteam să-l întind cât vreau. Asta înseamnă că e custom wall. Așa, las cât e ușa asta. Deci pun custom wall-ul. Ok. Da, mă, așa era. Atât, bun, și așa scap și mai ieftin. Gata, așa. Aici doar unul. Pun cât o fi, maxim. Să țin un buștean. Atât. Și de aici îl pun așa și mai pun un ziduleț scurt. Așa. A, futu-s morții. N-a trebuit să apăs acum pe B. Dă-mă înapoi pe B. Da, sunt foarte îndemânatic, după cum vedeți. Și trag ăsta așa. Atât. Ăsta cam cât ține un buștean, să nu mi-apară doi. Așa. E, bun. Și acum hai să mai pun și...
o fereastră, cred că mai în partea, nu, așa era, undeva pe aici, fereastră, ușă cu, hai să văd și-o pe afară. De fapt, nu, lasă, nu, 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 nu. Basic wall-ul, hai să punem să acoperim și așa aici. Cam. Așa. Ok. Hai că văd că i s-a făcut lor staff-a mea, să mănânc, să mănânce și apoi să continui cu... S-a stins focul, așa-i? Ia că trebuie să-mi se stingă focul, că n-am mai pus pe el frunze, da. Deci cam cum a fost. Deci când am jucat cu Bogdan, totul a decurs foarte bine. Doar de două ori am dărâmat buștenii peste gard, dar în rest totul a decurs ca la carte. Bă, dacă n-am jucat cu gagica mea, ai de capul meu. Am jucat 6 ore în continuu, fără oprire, dar pe lângă asta, deci prima oră și ceva, aproape două, totul a fost ok. Câțiva canibali am omorât, am făcut casă în copac, am făcut rafturi, am strâns o grămadă, resurse, nu știu ce. Mișcă de iepuri, aveam și un iepure, încă nu-i dădusem nume, dar e ok. După aia, nu știu, mă duc eu la vânătoare să fac rost de oase. Te-am zis să vină și ea. Când să vine ea după mine, apar o grămadă de canibali. Dar nu de ea, normal. Dă-i albaștri, mai periculoși ca ea simpli. Gen femeile alea în curugol, știți voi. Așa. Vine acolo, mi-a zis, bă, v-au venit ăștia, vin o replică, distrug ăștia tot. Vine eu, spartan acolo cu sulița după mine. Când văd câți erau acolo, direct am sărit în casă, m-am adăpostit. Nu era de asta, era de aia pătrată. Se cerea mai multe, mai mulți bușteni, dar n-avea bețe. După aia am văzut modelul ăsta de casă și de asta am făcut pasta. În fine. Când văd acolo, m-am suit în casă. Am încercat să-i omor cu săgeți, am reușit să dilez câțiva până la urmă. Mă dau eu jos, mare spartan, bine că aveam armură, că altfel am dus dracu. Reușesc până la urmă să omor din ei. Să-i omor pe toți cu sulița, toate distruse. De aici începe acțiunea, am zis, gata, de aici război. Am mai tot venit așa, a venit și un de la mare cu multe mâini, m-a omorât și pe mine, de m-am dus eu, de mare spawnat la avion, mi-am găsit itemele. Ia Spardoi a zis, a, te răzbun, eu mă duc după ei acum. S-a dus în pește acolo, nu știu cum, naiba, focuse și a rost de tot portină la de fier, în fine. La urmă am zis, băgăm picioarele de casă, hai da să ne batem cu ei. Ne băgăm în peșteră, găsim dinamită, eu am crezut că aia era de-aia de flare gun, nu era dinamită. Și de unde? Am aruncat-o de-aia să fac lumină, puu, ce-a bubuit aia, m-a căcat pe mine. Tream într-o peșteră, culoar de la mare acolo. Eu aveam marcu și am dat foc la o săgeată ca să am lumină, direct sari un de la mare acolo. Asta speria săraca, eu direct, șpoc, am tras de la a lua foc. Am trântit câteva săgeți de alea cu foc și câteva sulițe, am reușit să-l omor. După aia, încep să sară pungii aia pe noi. Ai de cap, bă, cum țipă copiii, pui aia de canibali, firarai dracu. Până la urmă, am aruncat cu molotov pe față sau cu... Nu mai știu cu ce am aruncat să... Să... Îi omor pe acolo să nu mai fie. Da, am găsit până la urmă tupor, am găsit mai multe chestii, sucuri, acolo... n-am găsit katana, am văzut, după aia mi-a comentat careva că e katana în joc aici și drujbești toate cele, în fine. Așa, când să ne ducem acasă, eu am băgat shift să mă duc să pun ceva la prăjit, când, gen cum veneam așa din pădure și vă îndepărtare acolo la casă, doi dăia mari, ceva gen, bă, coaie, rămâne, tu stai în spate că nu-i de joacă. Ce aveam pe acolo? Am aruncat cu explozivul, puu, am dărâmat copaci pe acolo în jur, cred că am stricat și rafturile alea, nu mai știu. Și e bine că... Hai să arunc ăștia. Dă cu inventarul să mai prind o căprioară. Ok. Să mă după aia să-mi recuperez săgeata. Ah, firara dracu. Așa. Vin niște dăia mari acolo, nu știu ce. Mai aveam o ultimă săgeată, i-am dat foc, am tras în ăla, a luat foc. Bun.
Arde la ce arde, dar vine ăla tu spre mine, că erau doi de ea mari. Ce dracului să fac? Eu mi-am luat surța, gata să mă bat. Bă, și fix când se sară la pe mine, șpoc a călcat în capcana pusă de ea. Bă, deci a pus ea niște capcane acolo, bă, dar la fix le-a pus. Apropo, când venise peste noi ăia mulți prima dată, culmea, au distrus tot, au demejuit, dar cușca iepurelui a rămas intactă, n-a murit iepurelul ăla. Din fericire, și l-am avut până la final, după alea 6 ore, în fine. Reușesc să-l omor pe ăla că a intrat acolo, a mai rămas unul. Luase foc, a mai trânt niște sulițe, a fost ok. Până la urmă am zis, bă, noi de joacă, trebuie să plecăm. M-am mai dus eu să mai vedeți ceva, m-am dus prin pădure. Pe ea am pus-o să rămână pe iaht, că era iahtul ăla acolo. Reușesc, zic eu acolo să caut, dintr-o dată sunt alergat de mai mulți. Și ajung într-un sat unde e un lac. În partea aia este. Din păcate nu mi-a făcut casa tot acolo. Casa asta n-am făcut acolo, că vă arătam. În fine. Ar trebui să iau Sania, e mai bine să stau să strâng tot buștenii. În fine. Așa, și... până la urmă ajung acolo, în mijlocul lacului, pe bolovanul ăla. Vă arăt eu când am ocazia așa. Au rămas efectiv acolo izolat. Și mă chinuiam cumva să scap, că eram înconjurat. Pe un mal erau dăia mai mulți normali, pe un mal erau câțiva dăia albaștri, pe alt mal erau dăia mari. Ce am făcut? M-am dus peste ea mari și am aruncat cu explozivilul ce mai aveam și cu dinamita. Am reușit să-l distrag atenția, am reușit să fug pe plajă, ne-am luat iteme. Am zis, bă, nu-i de glumă, ne mutăm. Și până la urmă asta am făcut. Ne-am luat tot ce am mai avut prin casă pe acolo, pe așa, ne-am strâns toate itemele. Direct, am plecat prin pădure, ne-au alergat câțiva canibali, am vrut să-i omorâm. Când o văd că vine cu toporul spre mine, pregătit să dea, eu am zis, ce n-ai batea bucă și după aia am văzut că a dat într-un gușter ce era un copac lângă mine. În fine, după aia s-a făcut iarăși noapte și am fost alerg. N-am prins un iepure, cred că pe ăștia trebuie să-i pun printre copaci să pun capcanele. E, dă un col de capcană, iar primesc mesaj. Ea mi-a dat acum, că vorbeam de lup și lupul la ușă. Cazul ăsta pe WhatsApp. În fine. Reușesc. Fugim până la urmă așa. De am ajuns până la urmă să mâncăm. De fapt, nu, asta mai târziu. Când am ajuns să mâncăm, numai canibalii să-i mâncăm pe ei. În fine. Ajungem să faci noapte, că ajungem undeva pe o plajă izolată, cădem de pe munte acolo. Bă, și am rămas prins acolo, nu mai vedeam cum să urcăm. Bă, și... o noapte întreagă am stat pe plaja aia. Bine că era o grămadă de căpioare pe acolo, tot apăreau și țestoați și am avut ce mânca. Ok, să-ți bag și o buștenie în căruciorul ăsta, ce căcat o fi, Sanie, morție, e stânsăm. Așa. Și a rămas acolo o noapte întreagă. Nu a fost fain, am avut un foc, n-am avut să facem un adăpost de la să dormim. Până la urmă s-a făcut ziua și am reușit să plecăm de acolo. Și după aia, cam în urmă, încă vreo două zile din joc, cum ar veni, am ajuns într-un sat și efectiv, non-stop, ne tot băteam canibali. Îi băteam, mâncam fructe de al de pădure să nu murim de sete, le tăiam mâine și picioare și le găteam. E full ăsta oare sau mai pot să mai bag? Eu sper că pot să mai bag. Unde mai sunt buștenit? Uite, încă unul aici. A, e o pasăre. Ăsta e Relu. Uitați-l pe Relu. A, nu mai pot. Hai să întorc asta să duc la gard acolo. Hai să-i răspund și la mesaj. Așa. Aoleu. Și vreo două nopți așa cum ar veni din joc. Am stat și ne-am bătut cu canibali. Am făcut armură din oasele lor. Murea unul, îl învia celălalt. Da, bine, mai mult ia pe mine că... ia având lag. I-am făcut eu setările mici. Da, tot îi merge lăguit. Bine, are un laptop, na. Când i-a zis lui Tasu să ia laptop, nu i-a zis laptop de gaming, i-a luat un laptop așa. Să, nu știu, de office sau să stai pe net. Bine, nici ea nu prea se joacă. Bine, dacă ar avea calculator ce cum am eu, s-ar juca GTA 5-6, da? E bine că am învățat-o să joace Counter. Apropo, știe să joace Counter. Am învățat-o să joace CS Source. Deci, hai că am gusturi bune în materie de fete. În fine. Abre, cât am așteptat să găsesc una ca ea. Hai de capul meu. În fine.
De ce presim că o să ajung după aia ca Shelly să fac, să fac un clip de, pardon, un live de vreo o oră în care stau și mă link cu ea și apoi mă, și apoi mă mir de ce o să fiu hate-uit? E, n-o să fiu așa. Da, cum vrea așa să facă clipuri, da. O filmez cu ea, da, așa nu vă rostul. Hai că o dau pe chestii de-astea, o Ovidiu cel înțelept, filozof, trece la acțiune. Și bine că eu acum am lăsat în bară, nu știu cum dracu să o zice, cronometrul, nu știu cum se zice așa la telefoane, gen cum pe calculator lași chestii în bară așa, cronometrul. L-am lăsat pe firele alea. Ăsta am să mai răspund și la mesaj în timp ce tăi copaci. Ok, l-am tăiat și pe ăsta. Și am uitat unde a rămas. A, da, cronometru, hai să-l pun. Bine că apare acum o căprioară. Darku. Ba, am uitat să-mi fac săgeți să le pot da foc. E bine că mai găsesc alcoale, mă mai duc eu să caut. Hai că am prins-o fix când a dat să fugă. Ok. Bă, dar n-o pică niciun iepure în cușca aia. O să pice de-l dregu. Hai să-l deschid aici cronometrul. Dă și carnea. Am full carne. Hai să mai pun la prăjit atunci. Da, și efectiv ne-a rămas acolo. O noapte întreagă ne-am tot bătut cu aia. Vadă mai multe nopți așa. Am stat să ne înviem unul pe altul. Să ne înviem unul pe altul când muream. Și... mâncam numai mici picioare de canibași, ne făceam marmură din oaselor și ne băteam cu sulițele. Dar a fost fain, sincer. Mie mi-a plăcut. Dar chiar a fost într-o dată așa, seara, făceam foc acolo, nu știu ce ziceam, bă, a trebuit să ieșim și noi la un foc de tabără, ceva așa, și apoi, poc! Ziua următoare, direct, război. Aia chiar mergea filmată, da? Ne, nu știu. Cred că am strâns buștini de la copacul cel tăiase, nu? Poate cadea acum peste sania asta. Ăsta, copacul. Ce mi-aș băga unghia în gât? Poc! Dă-i acesta. Tot patru buștini îmi dă. Da, deci orice copac ar fi, văd că-ți dă patru buștini. Ok, am și de asta full. Hai să luăm asta. Bine, asta cred că era bun așa pe distanțe mari, nu chiar atât de aproape, da? E. Măcar așa mai trag de timp să mai pot vorbi și eu și v-am mai multe minute ca să-mi apară de reclame, cum am văzut că face la Vlad Alexandrescu. Bă, nu vreau să mă bag sincerul de astea între YouTuber, dar părerea mea e că copilul ăla chiar fi cancerul de tot. Nu-s genul ăla să folosesc cuvinte așa, cringe, nu știu ce. Bă, eu zic pe românești, știi, cancerul de tot. Nu înțeleg pe ăștia care încep să zică what the fuck, nu știu ce, holy shit. Sau în timp ce, na, vorbesc le ei, așa rușine să zică în românește. Adică, practic, dacă era să zic așa un YouTuber străin Nobelia, dar na, de profi că se uită prunci mulți la ei și părinții de față, pe box, ia barna. Nu știu, dacă e să încep să-mi bag și să-mi scot, zic direct, nu... stau să mă prostesc, să zic, oh, holy shit, oh, what the fuck, nu știu ce. Aoleu, iar primesc mesaj. Ok, ai mai bine să mă duc să mănânc carnea aia și mă mai pun să tai, nu mai stau să-i fac. Păi, te-l tai pe ăsta de lângă. Of, ce nasol e să fii cât de cât mai cunoscut, ca să zici că nu mă refer gen pe YouTube și asta, dar mă refer că mai ales și pe grupuri de WhatsApp, prin câte grupuri sunt eu băgat. Crede, mă mănâncă în cur când sunt pe un grup de WhatsApp, așa să fac panoramă, mai ales când sunt între străini și cunosc oameni noi. Bine, în mare, bine, chiar sunt în general fiind fete mai mici ca mine de vârstă, pedofil conformed, dar nu vă gândiți că gen mă dau la fetițe de 14 ani. Bine, aș vrea să fie de măcar de 14 ani, să fie unele, că sunt și mai mici, în fine. Deci sunt o grămadă de puțoaice de-astea care fac grupuri, că eu ce fac? Când sunt pe un grup, fac
panorama de panorama, adică puii mei, îmi băteam joc de una, nu îmi băteam, glumeam așa, asta era mai mare, în fine. Tot nu știu ce glume sexuale făceam, că nu știu, hai mă, ne jucăm Pokémon Go, vino bă să-mi prins Pikachu, că știe mișcarea coada de fier, nu mai știu, făceam niște chestii de genul. Făceam niște glume așa cu tendă sexual, dar folosind cuvinte de astea gen Pokémon. Vreo jumătate de oră într-un așa am ținut o să până și eu mă pișeam pe mine de râs. Nu prea știu să le povestesc, dar gen pe moment e mult mai amuzant. Nu vă gândiți că sunt așa plictisitor și în afara YouTube-ului. Bă, dar n-am mai venit niciun canibal să... Încă un băț, ok. Ok, mai văd eu bușteanul ăla. Uite mă, așa. Ok, hai că avem și noi așa un gărduț. Ia să-mi fac și o scară totuși. Scară de asta așa? Nu de asta, nu de asta, nu de asta. O altă scară am folosit eu ca să... Asta. Cinci bușteni. Stai că era unul undeva pe aici. Că l-a aruncat semiu. Pe ce-l mai văd? Nu-l mai văd. Uite-l. Hai mine să mă duc totuși să dorm, că... Să mor tu, că nu mai pot să mă sui pe ba pot. Hai că e bine. Hai să pun pe ăsta să doarme. Hai, culcarea. Că vine acuși ziua. Bun, hai să... Bă, am mai lăsat carne la prăjit, că nici nu știu, sincer. Mă pun să temi scara asta și mă mai duc să... De fapt, ia să-mi fac totuși săgeți. Ia, am pene. Hai că mai am niște pene de săgeți. Dacă am pus multe așa, poc, poc. Punem o cârpă și un alcool, poc, poc. Cârpă și alcool, poc. Ultimul alcool. Așa. Dar tot n-am găsit gen semințe așa... Am lăsat la prăjit ceva, hai că am lăsat. Hai că punem și putem o bucată de carne la prăjit. Apă mai e, hai că mai e. Să aștept să prăjească și aia, să-mi fac inventarul, hangarul full. Hai mă, te prăjești odată, hai să... Gata, bun. Unde-i arcul? Uite-l. Ok. Hai să mai pun o carne de-asta la prăjit și o iau când mă întorc și... Hai să termin totuși construcția aia. Să mai tai un... Uite copacul ăla, ai că e uscat. Să fac scara aia, că o să-mi fie bună. Să mă mai uit prin spate în caz că vin canibali. Moc, tantea din pădurea asta. Niște defrișeri mai ceva ca România, dar văd că n-au venit niciun iepure. Mai pun o capcană undeva pe acolo. Hai, taie-te!
cade pe cușcă, pe capcana, așa-i? A căzut pe lângă, e bine. Mă, ce-i încurie moațele. Mă, să-mi iau și ceva, e halală. Mă, să vânez o felie de pâine. Uite, știu iepurile cum fuge. Pe unde au căzut buștinie? Și-am zis că mie că o să cadă pe ăsta. De-aia de aici. S-a dus așa. Nu știu unde s-au dus buștinie. Hai, tăiem unul. Cred că sunt mai în față. Ia bă, hai că e pic acum iepurile în capcană. Ăla-i mă, hai că am prins iepurile. Ok. Și a scăpat iepurele. Trebuia întâi să prind iepurele și apoi să iau. Să pun la loc bățul. A scăpat iepurele. Băi, e bine de știut că funcționează capcana. Cușca aia am lăsat-o pe plajă, parcă, nu? Ok, mi-am făcut și așa. Să mă sui pe scara asta când e să mai vină ceva. Scurs dacă canibalii ori știi să folosească ușa, dar nu cred că știu. Așa, și dacă e să vină ceva, poc, 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 îl iau la săgeți. Și dacă vine din față, am platforma aia acolo. Ia mă, cât naiba am de când am început filmarea, dar oricum, a, mă, o să mai caut niște alcoale de-alea. Stai mă, parcă am lăsat și ceva la prăjit. Parc. Așa. Să lasă mai ardă pe acolo. Hai că tot în partea asta mă duc să mai caut niște... niște ceva. Da, niște ceva. Deci știam că sus acolo era ceva, intrare. Sau fi în alt mal și n-am seamănă malurile între ele. Cred, babar, n-am, nu știu. Aia ce nasul e să filmez când ți-e foame. Uite-mă o sticlă. Chiar două. Trei. Nu prea mai am alcoale de-astea și... Bă, de-astea s-a dus de apă? Nici nu știu. Hai că am mai făcut rost de niște sticle de alcool. Gata, am armura full. Dar sperăm că e eficientă. Mai, dar nu cred că e la fel de eficientă ca cea de piele de șopârlă sau... Nu știu, de... De... Oase, nu știu. Mai, în afară de alea două, mai există un alt de armură în jocul ăsta? Nu cred. Ia niște bani, văd. Dar eu ce nu mai aveam? Te nu mai aveam să fac explozibil. A, nu mai aveam nu mai am de ăla. Hai să mai uit pe aici, să văd. Ia, bani. Bine că găsesc bani așa pe aici. Alte sticle înfipte în pământ. Ia, asta e o piatră, cred că mai sunt niște bănuți de aia. Și cred că... A, deci pe aici a mai fost dacă sala deschise acolo. Poate mai fi medic... Păi, las că mai e o sticlă sau... A, am ratat un de-asta. Un bagaj. Așa, și de aici am luat tot, să înțeleg. Uite, un canibal de repede sulița. Vino mă încoa dacă ești mecher. Hai să-l batem pe ăsta, că încep să apară de ăștia mai boși. Și am observat de acum două dăți că dinții ăia pică pe... O să... În general îți intră singur inventar. Sau apeși chiar din greșeală din reflex pe E și nu observi. Mă, câți dinții îmi dau josul ăsta din gură. Păi, văd că nu-i prea eficient armura asta de căpioară. Bă, dar nu dau damage deloc cu sulița asta, să-mi bat picioarele. Dă clubul ăla încoace. Atât. Hai, îl ducem pe ăsta acasă. Mai vine unul. Drop, gă. Așa.
Hai vino și tu dacă ești tare. Hai că ne bate un canibali. Hai vino încoa. Dă dintele încoa. Acum e moarte și asta. Hai să-i duc pe ăștia acasă sau... De fapt continui de aici. Opresc aici filmarea, continuăm de aici. Îi prăjesc pe ăștia, am făcut niște oase și mă mai duc să mai lutez ceva. Eu v-am salutat, ciao les.